Continuă emisiunea de ale Buzăianului. Vorbim cu domnul viceprimar Ionuț Apostu. Avem deja pe cineva la telefon, domnule viceprimar. Bună seara, sunteți în direct. Bună seara, dumneavoastră și domnul Ionuț. Bună seara! Domnul Ionuț, am și eu câteva întrebări. Vă rog! Prima întrebare mai importantă, cu micropa aici, pe că aici suntem cu substanțiile astea lângă bloc, jumătate din cartier. Da. Dacă se va duce, se va desființa, se va termina cu ramul, cum am înțeles, putem să montăm o centrală de bloc în substație? Vă răspund foarte scurt aici. Exact așa cum spuneam, micro 14 trebuie tratat separat. Nu știm ce se va întâmpla cu ramul, nu-și dorește nimeni, însă acolo au fost modernizate acele centrale de cartier care, cel puțin din punctul meu de vedere ca nespecialist, că nu mă pricep la termoficare, cred că ele ar putea să fie eficiente pentru furnizarea căldurii în cartier și să fie o căldură la alte prețuri per gigacalorie decât aceste prețuri de, pe care le practică ramul acum, pentru că să știți, foarte mult în componenta actualului preț al gigacaloriei este componenta de transport. Ori la dumneavoastră, acolo transportul este pe o distanță foarte mică, adică nu cred că nici pierderi foarte mari nu ar fi. V-am înțeles. Deci trebuie, cred că, analizată cu specialiștii, făcut un studiu energetic exact pe situația din micro 14 și abia apoi luată o decizie. Altă întrebare. Vă rog. Am stat de vorbă personal, ați venit în parcarea asta de la micro 14 din spatele stației de autobuz la 7 spre centru. Da, exact. Cum facem? Că ne-ați promis că spre stradă nu se poate străpunge când nu dă voie. Dar că o facem străpungerea spre piață. Spre piață. Când o străpunge? Că ne-am săturat de Vă bocat. Cred. E comanda lansată către UrbiServ. Nu cred că au avut o echipă disponibilă. Știți bine, lucrăm în trei cartiere, micro 14 va intra anul viitor, la fel ca Dorobanț 2, cu asfaltare completă, însă încercăm să o facem. Știu bine și domnul primar a fost la fața locului, a văzut acea zonă. Mâine chiar o să discut cu domnul director să-l întreb dacă poate să... E o lucrare de câteva zile, nu e mare lucru, însă nu este, să știu. Dacă poate să facă o echipă. Și ce vreau să vă spun, deci sunt unic la intrare în parcare și ce mai vreau, la străpungere spre piață și intrare spre ieșire spre biserică, spre școală, da. În capătul străzii de la biserică, de la intrare spre din coace pe strada școlilor, e un sens unic. Să mutăm sensul ăla unic, din coace la ieșirea noastră spre piață, să fie sens unic. Să-l mutăm de la ieșirea noastră, adică spre școală un pic. Spre școală să fie sens unic de acolo, iar noi să ieșim înapoi pe aici, pe stânga, pe lângă biserică, spre Big. Oricum asta o facem provizoriu, să știți, pentru că anul viitor, odată cu asfaltarea completă a cartierului, va fi resistematizat și micro 14, facem studiu cu poliția rutieră să vedem care sunt cele mai bune soluții de trafic. Bun. Bun, mulțumesc. Dar încercăm să o rezolvăm în toamna asta. O seară bună vă doresc. Da, mai avem câteva mesaje. Tot cineva din micro 14 spune: locuiesc în micro 14 pe scară în blocul în care locuiesc. Mai este un singur apartament branșat la ram. Este normal ca cei care au centrală să plătească și ei cotă parte la căldură? Din punctul meu de vedere nu este normal, dar în acest moment, potrivit legislației actuale și a regulamentului de termoficare din Consiliul Local, acei cetățeni trebuie să plătească o cotă parte. Deocamdată, până la aplicarea hotărârii și poate acel cetățean chiar îndeplinește condițiile pentru a beneficia de acel ajutor de până la 7.000 de lei, e clar că el va fi debranșat de la rețeaua de termoficare și atunci toți acei cetățeni nu vor mai plăti acea contribuție pentru țevile care trec prin apartament. Se poate plomba măcar o groapă mică de pe strada Constituției, vă întreabă un telespectator. Acolo Constituției este, cred că, strada mea de suflet, în sensul că a fost plombată de atâtea ori încât cred că ajungem mai scumpe lucrările de plombare decât asfaltarea. Ea este prevăzută pentru a fi asfaltată complet, speram ca anul acesta, însă așa cum deja și domnul primar a spus, în momentul în care s-a intrat în cartierul Dorobanți, Broșteni și Dorobanți 1 și 2 și Broșteni, nu mai putem ieși de acolo până nu se face o lucrare completă. Eu tot sper că în primăvară Constituției va fi asfaltată complet. Mai avem pe cineva la telefon. Bună seara, sunteți în direct. Bună seara. Bună seara. Domnul viceprimar, vreau să... Sărut mâine, vă ascult. Am o problemă. Vă ascult. Cu ceasul din barieră, ceasul
din bariera Ploiești. Care este cauza de nu merge ceasul acesta? A venit odată, l-a reparat, după aceea a stat vreo lună de zile, a mai venit săptămâna trecută, a mai mers o zi, acum iar nu mai merge. Vă spun foarte clar, este un ceas foarte vechi. El a fost achiziționat de societatea Jerome în urmă cu foarte mulți ani. Noi am tot încercat să reparăm, însă mecanismul este dintre primele tipuri de ceasuri electronice. Nu mai găsim piese, probabil va trebui, am încercat diverse variante, probabil îl vom înlocui cu un echipament modern și rezolvăm definitiv această problemă. Domnule viceprimar, o să vă rog să răspundeți scurt la mesaje, pentru că sunt foarte multe. Spune cineva, bună seara, locuiesc în blocul 14A, în micro 14. Pot monta pe banii mei centrală de apartament pentru că blocul este al primăriei. Aici iarăși e o problemă importantă. Blocul 14 este un bloc al municipalității cu locuințe de serviciu. Probabil trebuie luată o decizie în acest sens, astfel încât cetățenii respectivi să poată să-și monteze centrale individuale. Trebuie luată o decizie, cred că cel mai corect ar fi ca în Consiliul Local să iau astfel de decizie. Aceea situație este și la apartamentele ANL. Aici situația este și mai complicată, pentru că apartamentele ANL sunt proprietatea statului român, nici măcar primăria Buzău nu poate lua o decizie în acest sens. Bună seara, de ce nu se face modernizarea punctelor termice conform hotărârii de Consiliu 183/2017 și cum rămâne cu cele îmbunătățite până acum? Ce se întâmplă dacă legea 325/2006 se va modifica așa cum se discută în Parlament? Ce facem noi, cei care nu primim aprobări de la Distrigaz pentru centrale sau pentru convector? Telespectatorul dumneavoastră a lansat toată legislația pe termoficare existentă în acest moment. Se va analiza de la caz la caz, dar așa cum spuneam, am și spus mai devreme, nu punctele termice sunt problema. Problema sunt cei 112 km de conducte secundare pentru rețelele de termoficare. Acolo este problema și acolo sunt pierderile majore. Într-adevăr, punctele termice au fost modernizate. Bună seara, vă întreabă altcineva, frecvența autobuzului 12 se poate modifica? Acum circulă din oră în oră, ne-ar ajuta foarte mult dacă ar circula măcar la 30 de minute. Am înțeles că e vorba de cursa spre Gâlbina și am înțeles că va fi suplimentat numărul de autobuze, astfel încât să fie îmbunătățită frecvența. Voi discuta, e vorba și de același autobuz, a înlocuit microbuzele care erau în micro 14 și acum nu mai sunt. Da, așa că voi discuta că cu cei de la Transbus să vedem ce soluții se pot găsi. Avem pe cineva la telefon. Bună seara, vă ascultăm. Bună seara, bună seara, domnul viceprimar. Sărut mâine, doamnă. În fiecare seară, de voie de nevoie, plec de acasă de pe Chiristigii, merg în stația de la Obor. Da. Merg să-mi iau nepoata. Acum, după ce vorbesc cu dumneavoastră, plec iarăși. Ați făcut prostia acolo unde este stația? Ați văzut cum arată locul ăla? Unde? Ați mai fost? La Obor, nu la bazar, pe partea cu proprii, la Obor. Pe partea cu Oborul, da. 80. Ce s-a întâmplat? Exact. Ați făcut prostia, ați luat gardul viu. Săptămâna aceasta, într-o seară, nu mai știu când, eu sunt alergică la praf, era un vânt, numai praf ne-a făcut, am fost nevoită să mă refugiez în cascarabeta aia, dar era lumea. Deci să vă duceți să vedeți cum arată acolo. Deci s-au parcat microbuze, s-au parcat mașini. E praf, știu, se duce din lumea păcate, în acel blocului. Aveți dreptate, dar asta este vina doar a locatarilor din zonă, care în loc să aibă grijă de acel spațiu verde, l-au transformat în parcare. Nu-i nimic. Noi vom interveni, vom reface acel spațiu verde și vom aplica și amenzi. Poate într-un final vor înțelege și acei cetățeni că acolo trebuie să fie spațiu verde, nu parcare. Altcineva, îi mulțumim, doamne, pentru intervenție. Știu despre ce e vorba acolo. Acolo altcineva a fost și o rulotă, vă rog, amplasată ilegal pe domeniul public. Dar ne grăbim un pic pentru că aș vrea să citesc toate mesajele. Dacă toți locatarii unui bloc sunt debranșați de la sistemul centralizat, de ce sunt obligați să plătească căldură pentru țevile care trec prin subsol? De ce RAM nu ia țevile să le izoleze? Așa cum am spus, este un regulament de termoficare care a stipulat aceste prevederi. La acel regulament este în vigoare. În momentul în care va fi modificat, vor fi
probabil modificate și aceste situații care nu sunt în regulă. Altcineva întreabă, bună seara, este normal ca la șofer un bilet să coste 3 lei și la tonete 2 lei? Două stații am călătorit, spune da, este normal pentru că șoferul este, rolul lui este să conducă autoturismul, nu este vânzător de bilete. S-a mai spus acest lucru și în celelalte orașe și afară, dacă vrei să-ți cumperi bilet de la șofer, este o situație atipică pentru a nu fi amendat. De fapt, este o facilitate oferită călătorilor, nu o corvoadă. Se mai montează platformă îngropată de gunoi la PT11. 120.000 de locuitori și toate firmele comerciale din Buzău nu trebuie să fie la cheremul abonaților RAM în număr de 11.500, spune telespectatorul. Sunt de fapt două întrebări. Da, de fapt, la PT11, eu din câte știu, era prevăzută pentru anul viitor. Nu este în pachetul de platforme la care se lucrează în acest moment. Cea de-a 13-a este cea de la Muzeul Județean. Voi verifica, însă acest program va continua și în anii următori, astfel încât întreg orașul să beneficieze de soluții moderne de salubrizare. Cu tot respectul, pot fi de acord cu majorarea prețului pentru gigacalorie la Buzău, dar nu peste noapte, în sensul în care acest demers trebuia anunțat cu fermitate de la sfârșitul iernii trecute. O vară întreagă, omul de bună credință găsește alternative, centrală termică proprie. Cu situația rampei de gunoi din spatele Muzeului de Istorie, ce se mai aude, vă întreabă un telespectator. Exact ce am spus, va fi amplasată în această toamnă. Se lucrează acum în Dorobanți 2. În privința situației cu majorarea prețului, așa cum spuneam, deocamdată este o dezbatere publică, nu este luată o decizie în acest sens, va fi supusă votului consilierilor locali, însă noi am tot sperat că se va găsi o soluție, iar guvernul, așa cum a procedat și în anii trecuți, va subvenționa în continuare energia termică. Pentru că vreau să fac o mențiune și foarte importantă. Din discuțiile care s-au purtat până aceste săptămâni legate de subvenționarea energiei termice, am înțeles că aceste sisteme de termoficare, centralele, ceturile orașelor, au fost transferate în perioada 2000-2004 către autorităților locale, ca urmare a criteriilor de admitere spre Uniunea Europeană, cu angajamentul guvernului de la acea vreme că va subvenționa diferența de preț pentru furnizarea agenției gigacaloriei. Într-adevăr, o vreme, până prin 2007, dacă nu mă înșel, a existat un preț național de referință. Era un preț național de 107 lei pe gigacalorie, iar diferența o acoperea guvernul. Iată că în ultimii 11 ani, ușor, ușor, această obligație a fost transferată către bugetele locale, iar la bugetele locale nu există acești bani. Deci bugetul municipiului Buzău nu poate suporta o plăți de 6-7 milioane de euro pentru subvenționarea energiei termice într-un an de zile. Da, avem ultimul telefon. Bună seara, sunteți în direct, vă ascultăm. Alo. Bună seara, vă rog. Bună seara. Domnule, am și eu o întrebare pentru domnul vice. Vă salut, vă rog. Vă mulțumesc pentru că am avut o intervenție și s-a rezolvat cu tirurile în parcarea autobuzelor de la capul micro 14. Da. Și vă mulțumim, dar mai avem o problemă. Vă rog. Este asfaltează tot în jur, dar autobuzele care au costat o grămadă de bani, banii publici, da, merg prin gropi și nimeni nu se gândește de un an de zile să asfalteze și acolo că... Asfaltat a mers în continuare, bazalt, dar e tot bazalt. Știu. Vreau să vă spun... Asfaltează în spate. Acolo există un culoar, nu s-a făcut, hai să se faci niște parcări. Mai sunt oameni cu handicap. Așa este, aveți dreptate. Vă cartierul răspunde, domnul viceprimar, cartierul Micro 14 va intra anul viitor în asfaltare completă. Mai mult decât atât, odată ce va fi finalizată Aleea Veteranilor de asfaltat, lucrare aparținând Hidrosalt, vom încerca să asfaltăm și acea zonă din unde staționează autoturismele spre Bazalt, astfel încât să, într-adevăr, am fost și zilele trecute acolo, arată oribil acea zonă
capătul traseului 7. Domnule viceprimar, întreabă altcineva, cu fundătura viilor cum rămâne de lângă strada Izvor? Fundătura viilor este singura stradă rămasă neasfaltată din cele 10 de pământ care au fost atribuite către Urbiserv. Cu siguranță va fi asfaltată și ea în această toamnă, însă în acest moment suntem concentrați pe cele 3 cartiere. O doamnă din Micro 3 ne scrie și spune că este cardiacă și are pensie foarte mică și nu are posibilitatea să își pună centrală. Ce faceți cu mine? Întreabă telespectatoare. Probabil se încadrează la acel ajutor de, 7.000, de până la 7.000 de lei. Dar probabil că în blocul dânsei sunt mai mulți care sunt la ram. Știu că e o condiție să fie în acest moment, depinde, 1, 2 sau 3. Vom vedea de la caz la caz. Totodată sunt foarte multe alte tipuri de ajutoare sociale de urgență, astfel încât să găsim deci, o soluție. Să vină la asistență socială. Să meargă la DAS, să studieze exact condițiile din regulamentul de acordare a ajutoarelor sociale de urgență și poate se încadrează într-una din aceste forme. Domnule vice, scrie cineva, pe strada Uzinei se lucrează o zi pe săptămână. În acest ritm nu se asfaltează nici în 10 ani. Știu, luați măsuri cu această firmă neserioasă. Și astăzi am avut discuții cu reprezentanții Hidrosalt. Din păcate, în afară de să-i bombardăm cu notificări, mai multe nu avem ce să facem. Probabil, în funcție de neîndeplinirea condițiilor contractuale, pentru că deocamdată sunt cu lucrările în termen, vom trece și la penalități. Altă soluție nu avem. Ne-ați promis din 13 iulie că veniți la blocul 29A Unirii Nord să rezolvăm cu a doua ieșire a blocului. Este și acum tot blocată de la exterior spre interior de domnul care a făcut grup sanitar. Eu știam că s-a rezolvat această situație. Voi verifica mâine la poliția locală. A fost poliția locală acolo. Eu știam că s-a rezolvat. Știu despre acest caz. Altcineva spune, noi cei de pe strada Parâng bem apă din conductă de azbociment. Când se va schimba? Întreabă telespectatorul. Aici vorbim de programul de investiții al companiei de apă. Chiar nu știu în ce stadiu se află această lucrare. De ce nu terminați Indorobanți 2 de asfaltat cei 10 metri lângă liceul Marghiloman? Da, a fost o situație legată de... am primit și pe Facebook și pe alte rețele acest semnal. Este vorba de o situație legată de o conductă de gaze, dar va fi finalizată și acea lucrare. A revenit telespectatorul care spunea că nu e normal să plătească 3 lei pentru un bilet și spune la spitalul CFR nu aveți tonetă transbuz, magazinul unde aveți bilete de vânzare deschide la ora 9. Dacă șoferul trebuie să conducă, nu îi mai dați bilete să vândă. Da, aici intrăm într-o dispută pe care nu mă are aliat în această dispută. Așa cum spuneam, nu cred că Transbus a venit cu toate formulele, a făcut bilete cu două călătorii, se încearcă implementarea unui sistem de plată prin SMS. Cred că nu este un capăt de țară ca fiecare cetățean să aibă un bilet cu două călătorii în buzunar, iar când se întoarce de la serviciu să-și cumpere acel bilet de la magazin, că probabil este deschis până la o oră mai târziu. Deci să cumpere mai multe bilete odată, spuneți, da, de la tonetă. Aici, v-am spus, nu sunt de acord. La blocul G11 din Dorobanți 2 curge apă la subsol de 3 luni, nu se rezolvă, spune telespectatorul care a făcut și sesizare. Aici este obligația asociației de proprietari să intervine, să solicite. E clar că cineva plătește acea apă. Asociația de proprietari trebuie să implice. Dacă nu, să fie sesizat biroul de îndrumare și control din cadrul primăriei care va solicita asociației intervenția. Domnule viceprimar, vă rog să mergeți până la fostul bazar să vedeți ce mizerie este. Nimeni nu dă cu mătura, spune un telespectator. Asta e important, voi verifica. Acolo rar trebuie să facă curat. Pe Bulevardul Republicii, iluminatul stradal este defectuos, mai exact la intrarea la depoul CFR, becul perpendicular cu intrarea pe aleea de la depou, unde sunt montate și camere de supraveghere, nu a funcționat toată vara, spune. Vă rugăm dacă se poate remedia situația. Este prima dată când aud de acest lucru. Voi da acest deranjament către firma de intervenții cu care avem contract pentru a verifica.
Bun, foarte multe sesizări, după cum vedeți. E bine că le-ați notat și da, sunt aspecte importante, sunt aspecte importante legate de viața fiecăruia și iată probleme punctuale. Mi le-am notat, încercăm să le găsim rezolvarea. Știți bine situația o canapeaua din vară. Iată că telespectatorii sunt foarte vigilenți și încercăm să rezolvăm toate aceste probleme. Și să nu uitați, cred că o problemă foarte mare, cel puțin pentru partea orașului, de cartierul Micropa 14 cu centralele acelea termice. Da, care asta, au fost. Aici chiar este un aspect important și vom avea o discuție cu cei de la RAM. Da, mai întreabă cineva dacă există metodologie pentru plata ajutoarelor pentru încălzire și dacă sunt bani pentru centralele de apartament. În acest moment este un regulament de acordare a acestor ajutoare aprobat de către Consiliul Local Municipal. Mai multe informații pot obține de la Direcția de Asistență Socială. În micro 14, blocul 35, scara C este o groapă de 1,5 metri și adâncă de 6 centimetri. Poate merge să verificați. Sau cei de la Urbis, nu? Avem un grup de intervenții, să trimit rapid aceste solicitări și vom încerca să intervenim. Bun. Ați notat adresa, da? Da. Vă întreabă și altcineva dacă în campania electorală ați fi spus că nu mai subvenționați căldura, ați mai fi câștigat alegerile? Important este viitorul acestui oraș, nu prezentul și nu trecutul. Bun, domnule viceprimar, eu vă mulțumesc mult că ați răspuns tuturor telespectatorilor și telespectatorilor le mulțumesc că întotdeauna ne anunță care sunt problemele în Buzău și astfel puteți ști și dumneavoastră. Și eu vă mulțumesc și cu mare drag oricând în fața telespectatorilor. Și vă doresc spor la treabă în continuare. Mulțumim foarte mult. Vă mulțumesc pentru că ne-ați urmărit. Nu uitați că urmează jurnalul Campus TV. O seară bună vă doresc. La revedere!